anticipat. Nu se apropie periculos de poarta lui Daniel Tudor. Poate nu vor face bănățenii la această lovitură liberă. Iată-l pe Cristian Todea, îndemnându-și colegii să se apere mai sus la această fază. Cedarea pe colțul lung, scoate Tudor, gol! Gol, gol, Timișoara, 1-0, știe Armand Caravian. Al doilea gol consecutiv pentru Armand Caravian. Oprița. Vedem ce face fostul stelist și dinamovist, respinge Cânu, Aliuță, iată cât de elegant iese Aliuță din defensivă și începe o cursă extraordinară. Aliuță, să vedem ce soluție va alege. O pasă pentru Armand Caramian, nici ajunge la Fion Caramian. Caramian către Aliuță. Aliuță centrează din prima, Daniel Tudor respinge, însă nu departe, până la Fiodun, 2-0 pentru Volei Timișoara, după o pauză superbă, inițiată de Marian Aliuță. Marchează Aviodun Matumbiade. Minutul 52 aduce din nou nebunia pe stadionul Dampăr Timișaru din Timișoara. Superbă faza de contraatac a echipei lui Dușan Nugri. Aliuță a făcut o partidă care a avut farme. A fost golul de finală lui Alexandru Deacu, în golul Timișoara a avut 2-0. Golul marcat de Armand Caramian în minutul 23 și a Aviodun în minutul 53. Golul Timișoara este...